Un fir de iarbă are nevoie zilnic de soare și apă ca să crească. Un stadion are nevoie de soare și 80 de tone de apă în fiecare zi ca să fie menținut într-o stare adecvată. Un fotbalist nu s-ar descurca fără sprijinul antrenorilor dacă ar vrea să obțină performanțe. O echipă însă se crește cu dăruire, multă muncă și mulți oameni. Noi muncim ca isc șlige și noi să avem un folos oricare de la dumneavoastră. Lucrul nostru este o bucățică din rezultatele lor. Angajăm cu sârguiență câmpurile, le udăm, le luptăm cu broienile. Asta e un prinos din partea noastră destul de bun. Nu prea cunosc regulile jocului, dar urmăresc atunci și le trăiesc foarte mult pentru echipele noastre. Acesta este bastionul naționalei noastre de fotbal de la Vadului Vodă, centrul de pregătire a selecționatelor Republicii Moldova, care activează de 10 ani. Începând de la firul de iarbă și până la prosopul cu inscripția Federației de Fotbal aranjat grijuliu în baie, totul trebuie să fie, cum spune regula, internațională. Sunt amplasate camerele de odihnă a băieților, cantina în partea dreaptă, centrul de recuperare, alte centre unde se petrec diferite seminare, trei terenuri, dintre care două cu iarbă și unul cu iarbă artificială. Am sădit peste 1000 de copăcei care au fost adus la special grădinăria de la Bălț. Ne stăruim și ne-am stăruit să le facem condițiile cât de cât să fie mai bune decât ei erau cazați când înainte, până în 2002. Și probabil trebuiau să meargă de la hotel la sala de sport, de la sala de sport la restaurant. Cea mai principal, că se pierdea foarte mult timp de la hotel, cum dumneavoastră ați menționat, trebuia de arendat terenuri pentru a face antrenamente, prima dată ce e de dus la mâncare, dar tot e în complex, tot e într-un loc. Aici se crește fotbalul, la propriu. Și nu numai de antrenori, dar de fiecare din cei 75 de angajați în parte. În cele două săli destinate seminarelor și lecțiilor teoretice se învață strategii în ale sportului rege. Plus din nападающий, с другой стороны так. Как в одну, так и в другую сторону. În sălile de recuperare, fotbaliștii își întăresc forțele înainte de lupte sau își revin după ele, indiferent că au câștigat sau nu. Echipamentul de antrenament se află aici, da? S-au schimbat în echipamentul de antrenament, au plecat la antrenament. În fotbal, multe traume, aici e medicul. Stă permanent de gardă. Numai decât, când e selecționat, am medicul în 24 de ore. Masaj, proceduri, tot aici, în punctul medical. Special aparate pentru, mai mult pentru picioare, pentru fotbal, pentru fotbalești. După antrenament, fotbaliștii primesc sauna, iată, mergem și în sauna, vă arăt bazinul. Condiții sunt. Pentru ca fotbaliștilor să le fie comod să bată mingea, gazonul este crescut de la sămânță timp de jumătate de an și alimentat cu apă pe răcoare. 3 hectare și ceva de gazoane care necesită implicarea de fiecare zi a omului, a mecanismelor. Terenurile de fotbal necesită o atenție mai amănunțită, fiindcă sunt stresate. Până și caloriile le sunt ținute în frâu ca să n-o ia razna. Meniurile diferă de la caz la caz, depinde dacă jucătorii sunt în cantonament sau pentru o refacere obișnuită. Noi credem că le-i destul ceea ce le scrie medicul, pentru că meniul este foarte variat. Și au și bucate din carne, și din brânză, și legume, și fructe. De exemplu, astăzi avem zahăr de pui, pilav din carne de vită și salată. Liniștea jucătorii o găsesc în camerele de odihnă, aproape 50 la număr, printre care și 4 luxuri pentru antrenori. Are la dispoziție televizor, are frigider cu apă, cu ce, și un pătuc moale și comod pentru relaxare. Toți lucrătorii bazei retrăiesc pentru fiecare rezultat. Acum peste 15 de naționale se găsesc pe acest teritoriu, începând de la 14 ani, fete, copii, juniori,
termin cu echipa mare, futsal, fotbal de plajă, așa mai departe, fotbal, tenis. Acum spate de crescut numai în sus, dar noi tot așa am făcut planificația acestui centru, că casele să nu fie mai sus decât copaci, că să fie tot la umbră, să nu fie la soare, să fie în liniște și să fie aer cât mai mult. Până aici, parcă totul e perfect. Astfel de condiții găsești doar în centrele europene de fotbal, atât de necesare pentru antrenamente. Naționalei îi rămâne doar să îngenuncheze selecționata Angliei, în fața căreia a pierdut de două ori, în septembrie 1996 cu 3-0 la Chișinău și un an mai târziu pe Wembley cu 4-0. Pe atunci, ca și în zilele de astăzi, echipa era pregătită de antrenorul Ion Caras. Penalty for Moldova to be taken by Testi Mecianu. And he's missed it. Bucur faptul că practic toți jucătorii care sunt convocați pentru echipa națională au de acum s-au stabilit cu cluburile și totodată au și jocul în picioare. Asta e cel mai important lucru. Este sper spre bine și de ce nu așteptăm cu nerăbdare ziua de 7 septembrie. Ultimul timp Anglia la fotbal de cluburi puternic, selecționată nu joacă așa cum doar spectatorii din Anglia, așa că acum cu dânsul se poate de jucat, dar noi trebuie să ne gândim la noi, să ne pregătim bine. Biletele pentru meciul Moldova-Anglia au fost puse ieri în vânzare, dar puține șanse ca acestea să mai fie găsite. Unii s-au grăbit să fie alături de naționala Moldovei, alții să admire starurile Albionului, printre care fundașii John Terry și Ashley Cole sau mijlocașii Frank Lampard și Steven Gerrard. În 5 zile se va da marea bătălie cu Anglia. Băieții de la naționala noastră vor veni de mâine aici, pe acest stadion de la Vadul lui Vodă, ca să se antreneze. Chiar dacă selecționata Albionului pare a fi o echipă înfricoșătoare din cauza starurilor mondiale pe care le are, toți angajații complexului speră că naționala noastră va da măcar un gol sau cel puțin va remiza. Oxana Iuteș pentru Prime.